Influențele negative medicale, comportamentale, sociale și juridice ce pot fi provocate de folosirea excesivă a internetului au fost prezentate și copiilor Școlii Naționale Oprea de Iorgulescu, în speranța ca acest program să aibă efecte pozitive, iar dependența de calculator să fie diminuată. Știți foarte bine că printre noi există copii dependenți de calculator. Colegi de-ai voștri sau poate chiar printre voi există dependența aceasta de calculator. Apariția calculatorului a fost considerată o revoluție tehnologică a secolului 20, o minune așteptată de foarte mulți entuziaști și foarte mult mediatizată. Să încercăm să analizăm avantajele acestei minuni a secolului, dar mai ales dezavantajele. Și se cuvine a fi puse câteva întrebări. Câte ore stă copilul meu în fața monitorului? Poate fi transformat calculatorul în babysitter? Este mai deștept copilul meu de când are acces la internet? Jocurile pe calculator stimulează inteligența copilului? De ce este copilul meu mai interiorizat, mai agresiv, mai matur? De ce este obez copilul meu? Nu e de râs. Sunt câteva dintre întrebările care ar trebui să ni le punem. Mai există multe astfel de întrebări. La școala noastră au fost antrenați conducerea școlii, profesorul psihopedagog al școlii, doamna Ruxanda Andreea, profesorul de cultură civică, doamna Bălan Raluca, doamna profesoară de informatică Iosifescu Corina și de asemenea 140 de elevi din clasele a 6-a, a 7-a și a 8-a. Activitățile au constat în dezbateri pe tema influenței negative a folosirii excesive a internetului și cei 140 de elevi au răspuns unui chestionar realizat de agenții de poliție și prelucrat de doamna psihopedagog din școală. Azi ne-am întâlnit pentru a concluziona în urma activităților desfășurate în perioada februarie-martie și prezentăm aceste concluzii prin materiale sub formă de referate și prezentări PowerPoint.